Dar nu știi 11, 12, 14. Dar nu, că ăla era un sumare. 14, de așa trecută. Trapezul ABCD. În ipoteză. Trapezul ABCD. Trapez, da? Da. Are AB paralel cu CD. Nu vorbești. AB paralel cu CD. AB egal cu 42. CD egal cu 28. Iar E aparține lui AD. În paranteza AD. Paranteza așa? Rotundă, rotundă. Astfel încât. Da? Astfel încât AE pe ED egal cu 2 pe 5. Dacă EF paralel cu AB, virgulă, F aparține lui BC, tot în paranteză, așa, calculați lungimea segmentului EF. Da, cu semnul de văd. Atât? Da. Facem un trapez. O să puneți jos, că e mai mare. Nu o să zici de care trapez. Nu. Auzi? AB e mai jos. AB paralel cu CD, și celălalt CD 28. E aparține lui AD, așa încât, astfel încât AE pe ED, să fie 2 pe 5. Adică cum am înfățit pe AD în 7, nu? Și AE e 2 și ED e 5. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și AE e 2 segmente și ăla de 5. Și e de 5. Dacă EF și E aparține lui AD, da. Astfel încât F aparține lui BC. Ăsta o ducem paralelă, că zice că e paralelă. Bun, și notăm făcă. Dacă EF paralel cu AB, calculăm lungimea lui EF. Corect. Corect. Deci nu vreau niciunul să zică analizăm. Nici o idee și facem discutăm. Bine. Ai vrut să vorbești unul pentru că deja ai trecut prin ele. A treia oară, iată. A ta. Dar nu trebuie. Deci nu comentăm. Hai să ne gândim. Ce știm? Știm că e trapez, că AB, lasă mâna jos aici. Că AB e paralel cu BC și AB e paralel cu EF. Luăm mijlocul trapezului, linia mijlocie a trapezului. Cu cine ajută asta? Cu loc. O aflăm, că e baza incrustată mare pe 2. Așa, o aflăm. Așa. Linia mijlocie a trapezului și? Și eu iau să fie paralel cu AB, paralel cu EF. Da, paralel cu DC, da. Așa și cu trapez acolo și o aflăm pe EF de acolo. Ca să o aflăm pe EF? Da. Bacea EF o să fie ea, linia mijlocie undeva? Da. Acolo segmentul AD l-am împărțit în 7. Haideți să unim AD cu CV sus, întâlnească cu sus, notăm cu R. Să ce mă cu R? Nu contează AD. Deci tu ce vrei să prelungim segmentul AD? AD cu CV până să întâlnesc cu R. Ca să facem segmentul proporțional. Dar și că astea. N-ai să știi cu ăla. Cu ce te-au să știi că o să știu. O să știi? Păi știu cât o să dea. Ai costea ceva, D pe A2 egal cu 28 cu 42. Bine, deci asta este părerea ta. Maria, nu știu părerea ei? Cum să facem? Tot așa, da. Trebuie să ne folosim niște raportul ăla. Exact, nu e întâmplător raportul ăla. Dar trebuie să-i exploatăm asta, nu? Corect. Ducem perpendiculară din D pe AB. Notăm cu E. Din D pe AB. Așa. Și din C pe AB. Notăm cu E. Și în afirmația trapezului, da? Da. Așa. Și cu cine ajutăm asta? Aici facem. Lasă. Păi nu facem așa fără să ne ajute. Păi cine? Nu văd. Bun, ok. hai să stăm de văd cu toată lumea. Maria a zis așa, trebuie să-l folosim și segmentul ăsta. De raportul acela, K e supra E, D, egal cu 2 pe 5. Așa. Bun. Ani? Bun. Deci A, B, C, D, I, trapez. Și trapezul ăsta se formează din D, E, F, C, plus E, A, B, F. Ducem din D perpendiculară pe A, B, o să fie perpendicular și pe E, F, o să notăm punctul ăla cu O, iar pe A, B cu un punct M. După aia luăm un cosinus de E, D, M, de E, D, O. Ca să ne folosim și... Ai învățat la sfârșit? Nu. Deci nu zici tu? Deci nu zici tu? Să ducem de aici, o perpendiculară. Da. Acolo e F, notăm cu O, să zicem. Aici cu O? Da. Așa. Facem cosinus de E, D, O. De E, D, O. Facem cosinus, da. Și o să, ca să ne folosim și de raportul ăla. De... Și ce aflăm? Păi și ce afli dacă faci cosinusul? Pe care o afli? Pe... Nu știu nimic. Asta nu știi. Asta nu știi. Ce știi? Hai să vedem. Și baba, numai mai întâi mergem între A, D, R, dreptul mic. Așa. O știi pe A, E. Pe A, E? Pe... Acum nu, o știi pe AD. O știi pe AD? Nu. Eu aflăm repede, că ea e plus E, D. Da. Dacă pe asta nu știi, pe D, nu știi, pe AD nu știi. Păi eu aflăm pe D, R, R. Ducem și de aici. Aici anotăm cu... X. Da? Asta e workshop-ul rău. Dar asta nu e trapezul așa. Ca să facem pe diferență. Rămâi 28, da. Rămâi 28, corect. Știu că am luat 42. Că am dus înălțimile de urmă. Nu, acum am pus rău. Da, și? Am dus și înălțimile și? Am zis-o de mijlocie. O ducem și pe aia. Mai facem o rând. E bună? Da. Deci, haideți să ne folosim de raport. Deci, Maria, tu ai zis bine. Trebuie să ne folosim de raport. Da? Deci, între un dur, D-A-R. Știm că E-O este paralelă cu A-R. Asta ne... dă voie, din paralele, să scriem ce? Raportul de asemănare. Și luăm triunghiul care? Triunghiul D-E-O. Dar ce ai? Terce, nu facem fără să gândim. Ce avem? Avem raportul. Așa, atât. Știi pe D-O, știi pe O-R, știi pe A-R, pe pașaportul, pe E-O, pe ceva. Păi faptul că știi, îți dă raportul, așa, nu te dă întâmplător. Bun, dar cum ai zis tu mai întâi, și apoi scriem. Păi hai, ne ajută. Păi... Că știm că 2 pe 5 fac eu pe A, R. Păi A e supra E, D, este egal cu ce? Egal cu O, R supra D, O, egal cu... Și atât. A, R supra E, O. Nu, și atât, corect. Și atât. Și egal cu 2 pe 5. A, da, Ana, nu e sus cel ca să știți că știi care e. Nu, nu-i de tot închis așa. Păcat. Păcat. Mai greșit. Într-un unghiul dă o... Știu unde se întâlnesc o F cu... Când notăm acolo punctul S. Unde? Unde se întâlnesc unul cu F. Da. Într-un două S. Așa. Avem cosii 42. Da. Avem, nu-i 28. Avem cosii 28. Avem că, cred că dă o căsă la pătrat. Păi, trebuie să demonstrăm, nu? Așa Așa. 2 la sfârșit pătrat trebuie să aibă două unghiuri în coză. Aici e 8. Aici e un drept, aici e un drept, aici e un drept. Deci aici sunt. Da? Păi dacă au toate unghiurile drepte și spardelele, arătă că e dreptunghi. Până aici. Da. Ca să fii și pătrat, trebuie să mă ajutăm că trebuie să-i combini cu o C. Noi aici am întâlnit pe D-e S cu o C F. Adică ești sigur că două e cât că sunt? Da, da. Și de acum ce vrei să arăți? Că D-s e cât o C. D-s e cât o C. Așa. Așa. Și am că dacă noi ce am întâlnit pe două S cu o C S, două S cu o C S, avem cu o S la tru comună, două cu C S comune și un pic de 90. Așa. Așa. Deci eu și stai și pătrat? Sper. Și pătrat? Așa cred. Așa. Dar mă ascunde și pe cum? Înceară să vedem. Am uite-o scuturul de azi minea. Așa. Și băi, deci nu am modificat figura mea. Hai să vedem de timp. Nu strige nimic, că se supără lucrul meu. Hai să vedem. Deci, mai luăm o dată ipoteza. Avem ABCD trapez. Da. Avem AB paralel cu CD, AB e 42, CD e 28. Și avem raportul ăla. Hai să notăm mai cu un X. Dacă A e X, atunci DE este... este 2X. Ei, 2X. Îți scotem pe aia de acolo, de raportul ăla. Păi tot AD-ul e 7, mama. E împărțit în 7 segmente egale. A, atunci am unui X și unui 5X. Unui 6X, dacă zici că-s 7... Păi, unui 2 și unui 5. Ai înțeles? Ca să faci raportul. 2 pe 5. Păi, ce zici tu? Că sunt împărțit în 7, sunt împărțit în 5? Păi nu, că nu-i AD-ul e 5. ED-ul e 5 segmente. Adică avem că A e plus E D, A e plus E D. Adică de 5 ori A E, de 2 ori E D-ul. Pe D, egal cu 7 pe 5. A D pe E D, egal cu 7 pe 5. E bine, n-ai făcut o chestie. Hai să notăm pe X cu ceva, asta zic. A E ăla și D E, o să facem pe amândouă A E D E în funcție de un X. Așa. Așa. Bine. Și apoi ducem o paralelă de la D-A la C, D-C-A, D-A, ducem o paralelă de C pe A-B. Așa, facem paralelogram acolo. Hai bă, deci nu gândim. Da, mama, păi eu tot mă gândesc tot timpul, dar fă. Mă gândesc. Deci mă gândesc. Ca și n-ai de acolo, că sunt liniștile care mă. Da, așa și eu de aici. Sunt oameni. Că sunt chiar. Întâi facem o pauză de publicitate. Hai să vedem. Sună un grecă. Hai să vorbim ca profesor. Ducem o chestie aici. Asta mă duce. Și așa mă chimici. Ne-o dăm cu... Hai că nu s-a făcut. Zi-o de primă. De la Nicola. Așa, ăsta o să fie 28. Ăsta o să fie 28. Deci avem ca rău. Hai să ne soluții. Nu se rău cu 28. Așa. Mai avem că rână cu numărul fac 28. Atunci ne tot aici că ar este egal cu nn. Ar este egal cu nn. Mai rădicul. E ceva inteligent aici. Ar egal cu nn. Așa. Așa. Nu se arăte la momentul la sfârșit din mai. Foarte interesant. Dacă vrei să dai cornițele un pic mai încolo, să văd și eu. Triunghiul DR cu câmul 1, ce avem? Lateral 4. Avem că A triunghiul cu câmul 1. Păi eu cred că ne complicăm. EF este și ea este paralelă cu AB. Da. Acolo s-au format două trapeze. Da. Și RF, totuși, hai să crede un pic. Dacă luăm aici cu țiorihidră. Țiorihidră. D, C, E, D este paralelogram. Paralelogram? Mai e ca pe drepturi. Nu. E, D, D, C. Fii atent. Că pentru că avem că E, F e paralel cu A, nu. Da? Atunci E, D e paralel cu A, nu. Și ăsta e 28 de aici. Prăticica asta de aici, 9,28. Da. Acum ne ducem într-un adică dacă zic eu. Acum ne ducem în triunghiul că asta e de 28, sigur. Asta, bucățica asta, atât de 28. Hai, acum pe TF. Primul pas n-am făcut. Al doilea? Nu mai ridică și tare. Al doilea ducem de aici. S-a luat proporția. Am complicat problema asta mai mult de drept. Am oprit și am început de la geometrie. Da, problema asta am complicat-o cu profesor. Ia să vă uitați, să scriem toate datele. Să citim din comentează una. Mulțumim că așa. Hai să citim. Deci, trapezul, deci în ipoteză avem ABCD trapez. Da, avem paralelul cu CD. AB de 42, CD de 28, iar E aparține lui AB, astfel încât AE supra ED e 2 pe 5. AE supra ED 2 pe 5. Asta înseamnă că ați împărțit în 7. Exact. Și 2,5. Da. AE supra ED. AE jos, da? Supra ED. Așa. 2 pe 5. Dacă E este paralelă cu AB, și F aparține lui BC, ca să luat lungimea segmentului EF. Lungimea segmentului EF. Și restul tot ce am încărcat pe figură, am încărcat noi. Hai să știți ce am atunci. Ca să știți. Nu, era de trapezul și EF, atât. Și raportul acela. Și să și râ, și să trebuie tot după că și râ, și nu, și o paralelă. Și mă nu, și mă, și râ, să le ștere. Ca să înțelegem un pic, eu aș mai duce până sus, întâlnească este asta. Și aș nota aici cu punctul de intersecție acolo. Da. Și atunci aș scrie rapoartele de proporționalitate. Așa o nici mie. Da? Da. Cine aș... Dar eu n-am fost acolo, nu mă ajută, că doar nu știu pe vâd, vâd, vâd. Da, dar când nu facem diferențe pe acolo, vedem cine este. Da, da, da. Deci, vâd... supra, dacă vrem, triunghiul V de C. Asemenea cu V. Deci V de C cu V e F, cu V A B. V e F, da. Zicem... V de C cu V A B. V de C cu V A B. Deci triunghiul V de C. V de C este asemenea cu triunghiul V, A, B. Și de aici rezultă că avem VD supra VE, da? VD supra VE egal cu VK supra VF, VK supra VF și egal cu DK supra EF. Așa? DK supra eu nu mă mai interesez. Merg pe vâd supra vâie. Vâd supra vâie. Nu mai merg partea asta. Că aici avem o zonă. Iată că ne intre EF. Pe de altă parte, văd... Aici rămași pe F, având în vedere că e triunghiul B, având, nu e triunghiul pe F. Văd că... și cu V, având. Văd că... supra... V, A, atunci trebuia spus, nu? Da. Aici, cum am zis eu, e raportul din triunghiul V, D, cu V, E, F. Exact, îl luăm așa, V, E, F. V, E, F. Schimba aici în bărna, nu? V, E, F. Și atunci e rezolvată. Da. Luăm și raportul V, D, cu V, A, B. V, D, triunghiul V, D, asemenea cu triunghiul V, A, B. V, A, B. Și avem V, D, sub A, V, A. Da. Egal cu... V, C. Deci V, D, supra, V, A, egal cu... V, C, supra, V, B. Nu mai știu. D, C. D, C, supra, A, B. D, C, supra, A, B. Noi scriem și raportul dintre V, E, F și V, A, B. Dintre triunghiul V, E, F și V, A, B. Să vedem dacă se leagă ceva. V, E, F și V, A, B. Și V, A, B. Par fi V, E supra V, A egal cu E, F supra A, B, nu? Da. V, E supra B, A egal cu E, F supra A, B. Așa. V, E, F egal cu E, F, E, supra A, B. Atât să vedem ce știm din prima. V, D, supra D, E, supra V, E. V, D, supra V, D, plus D, E. Plus 5, da. V, D, supra V, D, plus 5. De ce plus 5? Plus 5 pătrat. Plus 5, plus 5x. Facem acum plus 5. Pe V, E, putem scrie ca V, D, plus D, E. Deci, cum zice pe V? Pe V, D, pe V, E, putem scrie ca V, D, plus D, E. Haideți să facem pe A, E și pe V, E. Pe locul de V, E, îl surprăm un pic la V, E, da? Da. În loc de V, E, putem să zicem că este V, D, plus D, E. Plus D, E. Să notăm cumva D, E-ul cu un X, A, E-ul cu un X, o chestie, ca să vedem cât X, cum e în funcție de X. Doar E, dacă l-am notat cu X, E, D, să... Deci pe A, E să notăm cu X. Da. Și... ar fi 2, X egal cu 2, 2 E cu 5. Păi, hai să notăm cu X doar o singură porțiune a proiectul. Ok. Ca să... adică la 2X și la 5X. Așa, ca să... că în final nu se cere E fâsă. Da. Bun. Deci văd, în loc de vârie, pot să zic că este văd. Văd supra V, D, plus D, E. Supra. Dar mai bine... aici suntem, nu? Nu, nu, nu. Supra V, E, da. V, D, supra V, E. Și în loc de V, E, pot să spun... V, D, plus 5X. V, D, plus 5X, să zisul, da. Egal cu D, care știm 28. 28. Supra E, care nu știm. Supra E, care nu știu, da? Exact. Următoarea. Următorul raport. Bun. Avem tot V, D, supra V, A. V, D, supra V, A, care e V, A, E, V, D, plus 5X. Nu 2X. V, D, plus 7X. Egal cu D, care e 28, pe A, B. 28, da. 28, pe A, B, care se schimbă. E 4 gări. Supra? Pe 4 gări. 42. 42, da? Da. Aici, 28 supra 42? Da. Păi de ce? Păi de cât supra V, care este următorul raport. V, E, supra ea. O secundă. În clipa asta, eu aș întoarce raportul. Deci ar zice V, D, plus 7X. Deci asta este o relație între V, D și... X și prima dată. Și mai băgăm și pe F. Bun. Am a face și pe ultimul, ca să fie tot complex. Perfect. V, E, care V, E, V, D, plus 5X. Deci V, E, V, E, adică V, D, plus 5X. V, D, plus 5X. Supra pătrat, VA care e VD plus 7X, VZ plus 7X, egal cu EF, supra 42. EF supra 42. Avem aceste trei relații, da? Păi da, și ce să vezi? Că VD supra... Păi trei necunoscute, da? Da. Trei relații cu trei necunoscute. EF, VD și X. Da? Teoria spune că sistemul ăsta poate fi rezolvat. Ei, în clipa asta, eu am să întorc invers, ca să punem pe VD la numitor și să... Din primele două, dacă le facem, haideți să facem altceva, să văd plus 5x supra văd. Am pus întrebare, domnul profesor. Da. Faptul că raportul ăla dat AE supra ED egal cu 2 pe 5 și EF e paralelă cu AB, asta înseamnă că și segmentul de gel îl împarte la fel? Toate ori așa. 2 pe 5. Deci am găsit o soluție mult mai rapid. Deci tot în 2 pe 5. Bun. Acum, deci teoretic ne ducem fără discuții pe chestia asta. Deci un sistem de trei relații în care apare VD, EF și X-ul. Și se rezolvă. Corect. Eu am găsit o dată la chestii bună și vreți să o urmăriți, e mai ușor. Am unit pe D cu F, pe D cu B, pardon, mă iertați. Pe D cu B, nu am mai legat de V, nu știu. Și raportul acela, care e important. Deci am luat la intersecția cu EF, cu DB, cu X, cu dumneavoastră, cu R. Și atunci, în triunghiul DAB, avem ER paralelă cu AB. În DAB, ER paralelă cu AB. Asta și în dilipotet. Și atunci, faptul că sunt paralele, asta îmi dă mie voie să scriu că DE supra DA DE supra DA egal cu DR supra DB egal cu D supra DB și egal cu R supra AB. Pe AB o cunosc, raportul îl cunosc și merg foarte repede și o aflu pe R. Aflată pe R, da. Și pe aceea o aflu și dincolo, în triunghiul D, V, C, R, F, paralelă cu DG, o aflu repede și am aflat imediat fără să complic foarte mare probleme. Sigur, categoric merge mult mai repede. Tot așa, dacă poți face în partea asta. Corect, corect. Așa am plecat, da. Da, prin simetrie se ajunge și în partea asta. Acum, nu mai continuă aici. Este mult de lucru. Mai aveam însă varianta aici, următoarea. Să ne mulțim metru cu metru. Și VA să reduc și merge și în asta. Sau chiar toate trei. Astea trei, una, două, trei înmulțite, toate trei ele, iarăși păstrează egalitatea aceea. Și ce se face? Simplificările se fac simplificările și atunci înlocuim ce este înlocuit și veți vedea că ajungem la aceeași rezultat. Merg pe asta care a hotărât acum. Și sunt și ei doi, dacă am înțeles. Deci, în triunghiul DAB, în triunghiul DAB, Maria, în triunghiul DAB, ieri, paralel cu AB. Și atunci, conform teoremei fundamentale a asemanarii, rezultă că DE supra DA este egal cu R supra AB. R supra A B. Asta e interesant, practic. Și atât. Corect. Pe de altă parte, dar DE supra DA nu știm. DE supra DA știm cât este valoarea raportului. 2 pe 7, Maria, atenție, privitoare DA. DE supra DA. 5 pe 7. Ia dezerna dacă am scris 5 pe 7. Echivalent. 5 pe 7. Egal cu... E de care nu știm. E de... A de supra... A pe care știm. 42. De unde pentru un 7 simplificăm și aici rămâne 6. Pe 1 și E de 5 ori 6, 30, da? E de egal cu 30. Și în triunghiul DCB avem RF paralel cu DK decât de legea pentru teorema fundamentală a asemanarii. Și atunci? Teorema fundamentală a asemanarii rezultă că BF pe BC, da. BF pe tot BC egal cu RF pe C. Corect. Egal cu RF. Sunt dâmbă, da? Da. BF e câte, asta deja RF supra câte. Și de aici, echivalent, să înlocuim ce știm. BF supra BF cât vine? 5 pe 7. BF cât e? 2 pe 7. Deci 2 pe 7 egal cu RF, care nu știm, supra 28. 28. Și duce printr-o 7 la numitor. Și rușii egal cu? Și RF este aici cât la 4, 2, 8. E 38. La EF egal cu 38. Eu aș vrea să găsim și relația finală. Adică să scrim la sfârșit să locuim lumea asta. Atenție! Din clipa în care ducem și împartim un raport într-un parte, deci laturile neparalele într-un raport cunoscut. Ca. Deci știm că D e știm. Atenție. Știm că D e supra E A egal cu un raport gamma. 5 pe 2 era. 5 pe 2 era. Da, la gândat. Asta e raport. Da. 5 supra 2. Știu pe D ce și pe AB și atunci eu trebuie să găsesc DEF ca relație. Și atunci zic așa. În triunghiul, cum am spus, DAB, în triunghiul DAB, este triunghiul DAB, este asemenea cu triunghiul DEF. D cu triunghiul DEF. Și voi scrie, vreau să mă anunț atent. Dâie. Dâie supra D-A egal cu F pe BC. Deci Dâie pe D-A egal cu E. Egal cu E pe A, B. Echivalent, v-a spune, D-E pe D-A. Cât este D-E pe D-A? E 5 pe 7. D-E este... 5. Noi cât am dat? D-E pe E-A. Da. Și atunci, D-A e compus din E-A plus D-A. E-A plus D-E. E-A plus... D-E. D-E. Da, e 5 pe 7. D-E, care este 5. Pe toată de asta e 7. Supra 7, da? 5 pe 7. Egal cu... Tot aici suntem. Egal cu asta am scris asta. Egal cu E supra 42. E supra AB. AB nu mai e locuit. Da. Dar aici aș vrea să-l scriu într-un alt mod raportul ăsta. 5 pe 2 supra 7 pe 2. Nu? Ca să fie capul ăsta care îl dau eu. Eu dau pe câte număr captat. Și în funcție de ăla trebuie să găsesc pe valoarea raportului. Deci 5 pe 2 supra 7 pe 2. Cum îl scriu tot în raport de cap? 7 pe 2 7 supra 2 este egal cu 5 plus 2 supra 2. Care înseamnă 5 pe 2 plus 1. Dar 5 pe 2 este K. Așa? K plus 1. Deci, încă o dată, D e supra D A Eu vreau să generalizez acum. Vreau să dau problema în mod general, nu așa cum am spus. Știind raportul de pe cei. Numai știind raportul. Da? Și vreau să-ți scot EF în funcție de DC și de AB. Deci vreau să găsesc formula, după care să găsim asta. Să găsim... Și să ajungem, înlocuim cu numele de 42 și 28 și cu K-ul știut, gata problemă. Insist. Deci D supra de la A egal cu R supra B. D este, cât am zis, 5 și D la A este 7. Da. Am împărțit pentru un 2 și sus și jos. Da. Ca să mai apară 5 pe 2. Da. Că 5 pe 2 e K-ul. Da. Și atunci K pe... K plus 1. Că 7 pe 2 înseamnă K plus 1. Pe K plus 1. Deci vine K supra K plus 1 egal cu R supra AB. Lăsăm AB-ul. Da. De unde? La scrisul doctorului, după acolo. De unde AB? De aici, R, pardon. R va fi egal cu K ori AB. K înmulțit cu AB supra K plus 1. Ca și formulă, ziceți. Da, da. Unde K e raportul. K e număr dat, raportul care ne se dă de către problemă. Și acum, fac același lucru pe partea asta. Și o să zic că triunghiul DKB este asemenea cu triunghiul RFB cu triunghiul și îndată voi zice că RF supra DC RF supra DC egal cu, o să ziceți, egal cu BF supra BG. Egal cu BF supra BG. Da. Da? BF supra BG. Iar BF e 2. Este 2 aici, nu? 2. 2 din... Supra BC 7. 7. Da. Și egal mai departe. 7 pe 2. Că eu trebuie să ajung la 5 pe 2, nu? Că la 7 pe 2. Supra, de fapt, 7 pe 2, pe care îl scriu așa. 5 plus 2, 2 pe 2. Da. Și egal mai departe. Cu 5 pe 2, care înseamnă K, plus 1. Da. Deci a trecut RF supra 10. Egal cu K plus 1. Egal cu K plus 1. Și atunci RF. Deci RF ar fi egal cu... Deci K plus 1 pe lângă BC, sau cum vreți. Așa. Pe lângă K plus 1. DC pe lângă K plus 1. Și EF-ul se compune. EF-ul este egal cu... R. Să scriem așa. R plus... Rf. Rf. Și egal cu... egal cu R. Dar R l-am aflat. Da. K ori AB. K înmulțit cu AB. Supra K plus 1. Supra K plus 1. Plus... Plus DC prin K plus 1. DC plus K plus 1. Aducem același lucru. Da. Și egal mai departe cu K. Ori AB plus DC în K plus 1 la pătrat supra K plus 1. Și asta este EF. Adică loc de K îi punem raportul. Loc de K punem raportul și ne ajunge la 438? Așa trebuie să ne ajungem. EF egal cu K. K-ul este 5 pe 2, mi-a spus. 5 pe 2. Ori AB, dar este 42. Plus DC care este 28. DC care este 28. Pe lângă K care este 5 pe 2 plus 1 la a doua. 5 pe 2 plus 1 la a doua. Supra 5 pe 2 plus 1. 5 pe 2 plus 1. Egal cu... Mi-a plăcut cu știu acum. Văzut să vedem la ajungerea la 38. E greu așa. Nu, eu am pus aici formula generală, da? Așa. Și să vedem dacă, în cazul particular, ăsta a fost. Da, am mers. Da, așa trebuie. Da. Așa, hai să așteptăm. Asta nu trebuie să ținem minte formula asta. Nici nu putem ține. Și ideea de lucru, cum s-a făcut. Tragerea acea dreaptă, ori asta, ori de ce, ori AC, rezolvă problema. Corect, ia să vedem. Și acum e F egal cu. Mai simplificați acolo 42 cu 2 ăla ca să... Nu? E F-ul. Deci 42 cu 2 simplificăm 5. Dar 205. 105, da? Plus. Plus. 28 pe lângă, ia să vedem. 28. Pe lângă. Ia stați acolo pe lângă. E 5 plus 2, 7 pe 2. 7 pe 2, la păcat, 4 și 9 pe 4. Așa. Supra, 7 pe 2. 7 pe 2, da. Și 4 și 28, 4 simplificăm și e 7. Da, și avem 105 plus 7 pe 49, 7 pe 49. 6 pe 49, supra. Supra cât? Supra 7 pe 2. Supra 7 pe 2. Se dau 105 pe 7 pe 49 cât? 7 pe 49 cât 343 plus 105? Plus 105 dă 448. 448. Ori 2 pe 7. Ori 2 pe 7. 2 pe 7. Iar dacă 448 în partea 7 ele? Sunt 448 în părția 7 de 64. 64. 64. Ori 2. Egal cu 128. 128. Da, 38. Deci am o greșeală. Părerea mea că aici trebuia să fie K plus 1, nu la pătrat, supra K plus 1. Deci dacă ar fi fost numai K plus 1, cât ar fi fost aici? Ia să vedem unde suntem. Dacă ar fi fost mai K plus 1, atunci era 7 pe 2. 27 7 pe 2. 7 pe 2 plus 1. Păi nu, era 5 pe 2 plus 1. 5 pe 2 plus 1 și 7 pe 2. Deci 7 pe 2. Simplificam acolo. Și a fost 14, nu? 14. Ori 7. Ce vom ierta? 105 plus 14 ori 7. 105 plus 14 ori 7, care dă 98. Plus 105, 203, domnul. Deci 203 pe 2 ori 7. Ori 203, da, ori 2, ori 2, împărțit la 7. Ori 2, împărțit la 7. Împărțit la 7. Tot atât. Deci, cât? 203 se parte la 7. Deci 23 ori 2, 46. Împărțit la 7. 58, da. 58. Este o greșeală undeva, nu vă dau acum, dar sigur, așa trebuie să fie. Că calculul în sine spune clar că am avut-o pe el funcții de AB și de K și pe RF funcții de DC și de raportul K. Da. Și atunci le aduc pe cele două și cu K merg. Raportul respectiv. Deci, așa trebuie să se întâmple. Dar faptul că se dă un raport, exact cum ai zis, Maria, până ați terminat, noi discutam. Așa. Ieri, de ducem înălțime, eu le-am dus, știți? Da, da, da. Mai zis, da, să mergem pe ideea lor. Am încercat figura. Maria a zis, e de raportul ăla, nu degeaba. Dar n-am plecat pe imediat, n-am văzut-o pe asta, știți? Ducem doar o singură diagonală în trapezul ăla și să vedem cum se folosim din trapezul acela. În momentul în care te-a pus de problemă, urmează etapa de tatonare. Tu ești tu și problema. Eu de ce fac de fiecare dată? Vă las libertatea ca voi să intrați în probleme, să decideți voi. Că voi sunteți cei care vă aflați acolo în fața